pentru, probabil că, speranța cetățenilor de a avea o viață mai bună, mai confortabilă în Chișinău. Și eu în această campanie electorală am văzut că dorința cetățenilor este una foarte mare de a trece de la pur și simplu declarații la niște fapte concrete care să le vadă cetățenii municipiului Chișinău. Toți, inclusiv și cei din suburbii. Cum vă imaginați ziua de mâine? Simplu, o zi obișnuită, după ziua, după alegeri. Sperăm că rezultatele le vom afla mai degrabă, undeva până la ora 12 noapte. Rezultatele trebuie să fie clare. Sunt doi candidați pentru municipiul Chișinău, pentru primar general și sigur că în suburbii, deja unde sunt, este turul 2, sunt și cei candidați care din localitate. Dar oricum nu este o listă atât de mare în care s-a încurcat toată lumea și nu știa cui să-și dea votul. Data aceasta cred că este mai simplu. Cât de încrezătoare sunteți în victorie? Contracandidatul meu a declarat că este sigur. Păi, voia asta o să judece cetățenii alegătorii și nu, noi trebuie să ne declarăm încrezuți, unul că este mai încrezut sau altul nu. Eu cred în voința cetățenilor. Госпожа Кричанек, какая это ваша тактика в Монсовете в случае вашего проигрыша на выборах? Давайте мы об этом поговорим завтра. Хорошо? Да. А можно узнать, какой из мэров Кишинева за всю историю нашего города импонирует вам больше всего и почему? Я думаю, что больше всего, кто сделал для Кишинева, это был Карл Шмидт, который был 25, если не ошибаюсь, или 26 лет мэром Кишинева. И я думаю, что он остался достойным в истории, самым хорошим примаром Кишинева. Вам мулцмеск, швадурецку, зику, субчеса.